Un meci foarte tensionat, așa cum ne așteptam. Un meci spectaculos. Un meci care s-a decis după un autogol. Mihai Stoica este bucurie mare pe fericirii după ce a spus, după ce a spus că e cupa luzărilor. Acum contează atât de mult pentru el. Ioan Andone îi reproșează arbitrului central Avram că nu a dictat lovitură de la 11 metri, dar câte nu pot fi, câte lucruri pot fi comentate legate de deciziile lui Avram. Un meci foarte greu pentru arbitrul central al acestei partide și pentru brigada sa. Vom face o pauză publicitară și apoi ne întoarcem cu bucuria teribilă de aici, dar nu înainte de a mai vedea o reluare cu acest moment teribil din finalul meciului. Mingea îl atinge în mână pe Emegara. Pentru o fază asemănătoare, Dinamo a primit penaltii în campionat de la același Marius Avram la cel 2-1 din campionat. A spune că așa cum Marius Avram trebuia să dicteze lovitura de la 11 metri pentru Steaua în prima repriză, și acum arbitrul partidei ar fi trebuit să dicteze penaltii pentru Dinamo. După pauza publicitară ne întoarcem cu nebunia de aici, de la Brașov. Steliștii l-au aruncat pe Cosmin Oloroiu în aer, l-au înconjurat, i-au scandat numele. În acest timp îl vedem pe Gabi Torje plângând în hohote. Sunt imagini incredibile de aici, de la Brașov. Va putea oare Cosmin Oloroiu să reziste acestui atac sentimental teribil din partea jucătorilor săi? Dică și ceilalți fotbaliști ai Stelei l-au înconjurat pe Oloroiu, i-au scandat secunde bune numele, l-au aruncat în aer, iar pe Gabi Torje îl vedem plângând în hohote. De minute bune nu-și mai poate reveni jucătorul emblematic al lui Dinamo. Am văzut pe Gabi Torje luat în brațe de Ioan Andone ceva mai devreme, însă nu s-a putut opri din prânz. Steliștii continuă sărbătoarea. Oloroiu se duce până la tribuna a doua și salută cei 3.000 de suporteri veniți de la București. Pentru un stelist care a crescut de mic în Ghencea, este un moment senzațional. Oloroiu avea campionatul câștigat cu Steaua în 2006, acum are și Cupa României într-un palmares probabil fictiv, să zicem. Poate că Oloroiu nu este antrenorul principal înscript în acest moment, dar el este cel care a condus echipa la succes în acest final de sezon. Moment senzațional cu Ioan Andone încercând să-l consoleze părintește pe jucătorul său. Sunt imagini care vor face istorie. Gabi Torje a jucat extraordinar și în acest meci a reușit din nou să marcheze împotriva Stelei, însă formația sa a fost învinsă. Iată, Tătărușanu i-a dat mănușile unei doamne care este în scaun cu rotile lângă teren, un gest foarte frumos din partea capitanului Stelei. Gigi Becali se uită în sfârșit satisfăcut după atâția ani de umilințe. Reușește până la urmă să învingă Dinamo, să cucerească un trofeu. Da, erau numai puțin de 5 ani de când nu mai câștigase Steaua un trofeu. 4 ani de când Dinamo nu mai câștigase un trofeu. Niciodată în istoria fotbalului nostru nu au trecut 4 ani fără ca marile echipe, Steaua și Dinamo, să nu poată să câștige niciuna dintre ele vreun trofeu. Iată bucuria lui Cosmin Oloroiu cu cei aflați în preajma sa în tribuna oficială și momentul în care el a plecat spre teren, dar nu înainte de a se felicita și cu Emery Kenny. Și iată un alt moment teribil cu restabilirea ordinii naș fiind Steaua Dinamo. Incredibil, pentru prima oară în istoria acestui derby senzațional, acestui derby clasic al României, a devenit și o afacere de familie. Nicolae Badea acceptăm cu demnitate rezultatul acestei finale. Să nu uităm, o finală decisă de un autogol. Bărboianu, un fotbalist plecat în condiții neclare de la Universitatea Craiova și a ajuns gratis la Dinamo. Iată cumva istoria întoarce foaia în acest sezon și Bărboianu este cel care printr-un autogol decide această finală. L-am văzut și pe Bărboianu distrus, însă Torje este jucătorul cel mai afectat de acest rezultat. Torje reușise un gol foarte frumos, golul de 1-1 în prima repriză, însă n-a fost de ajuns pentru dinamoviști. Steaua este cea care în aceste momente sărbătorește cupa numărul 21. Steaua a câștigat acest trofeu pentru prima oară în 1949, îl vedem pe Cătălin Munteanu, cel care a câștigat cupa cu Steaua acum 14 ani, n-a reușit însă să câștige acest trofeu și cu Dinamo.
Marius Avram și brigada sa formată din Miklos Nog, din Sebastian Gheorghe și din arbitru de rezervă Robert Dumitru merg pentru a-și primi și ei trofeele pentru această finală condusă de ei. Finala a purtat culorile stelei și al Dinamo în Piața Sfatului atunci când a fost expusă în Brașov în aceste zile. Acum poartă doar culorile stelei. Marius Avram este felicitat după o finală însă în care a refuzat incorrect două lovituri de la 11 metri, câte una pentru fiecare din cele două formații. Mircea Sandu a oficiat această ceremonie și cred că a văzut cu inima strânsă cum Cosmin Olăroiu a fost înconjurat de jucătorii steliști. Cine îl poate calma pe Gabi Torge? Sunt imagini cutremurătoare. Bărboianu este cel mai supărat probabil dintre dinamoviști. Nu se manifestă la fel ca și Gabi Torge, însă... Nicolae Dică declarat cel mai bun jucător al acestei finale. Dică își primește trofeul pentru cel mai bun jucător. Anul trecut Dică câștiga acest trofeu cu CFR Cluj, acum câștigă și cu echipa la care în fiecare an în care a jucat a fost cel mai bun marcator. A fost cel mai bun marcator înainte de plecarea la Steaua și iată-l și în această primăvară devenind cel mai bun marcator la Steaua. Este un goalgetter înăscut. Ce este a lui Dică nu poate fi luat. Un gol super marcat de Dică, golul de 1-0. Dică desemnat cel mai bun jucător al acestei finale. Practic Dică va pleca din nou acasă cu trofeul. Încet încet devine specialist al Cupei României Timișoreana. Vom vedea dacă el până la urmă va rămâne la Steaua. Cosmin Olăroiu a spus misterios: atâta vreme cât voi rămâne eu la Steaua, va sta și Dică. Da, Țicudean nu era născut când se jucase ultima finală între Steaua și Dinamo în Cupa României. Gabi Torge, cred că deja avem un sfert de oră de când Gabi Torge nu se poate opri din plâns. Un jucător care și-a dorit atât de mult. Iată-l pe Cătălin Munteanu conducând grupul jucătorilor dinamoviști care vor primi trofeele, medaliile pentru finaliști, pentru cei ce au fost învinși în această ultima partidă a ediției 2010-2011 din Cupa României Timișoreana. Să nu uităm, Dinamo n-a mai fost în finală din 2005, după acel succes 1-0 cu Farul. Trecut 6 ani de atunci. Dinamo rămâne pe locul 3 în clasamentul all-time al acestei competiții cu 12 trofee. Poate că ar fi trebuit să-l primească și pe al 13-lea la finala din 1988, pentru că Steaua atunci a părăsit terenul. Un lucru care astăzi s-ar fi soldat cu acordarea trofeului pentru adversară. Bordeanu primește și el trofeul, un meci mare făcut de Bordeanu la despărțirea sa de Dinamo. Bălgrădean învins doar de o lovitură magnifică a lui Dică și de acel autogol incredibil a lui Bărboianu. Alexe, probabil că într-o zi va câștiga și el cupa cu Dinamo. Un nou proiect început în Ștefan cel Mare, deocamdată însă Nicolae Badea și noul președinte Săvulescu văd cum acest sezon se încheie teribil de dezamăgitor pentru Dinamo. Cu un loc 6 în campionat și cu această finală pierdută, Torge nu se mai poate opri. Mircea Sandu i-a dat un sfat foarte scurt lui Gabi Torge, viitorul echipei naționale. Sunt și câțiva jucători care nu au fost reținuți pentru acest meci. Dolha, am văzut și pe Păun. Iată și pe Mehmedovici. Ceva mai devreme, Mehmedovici, Galamaz și Onofraș, foști coechipieri la Urziceni. Prima înfrângere a lui Andone din cariera de antrenor într-o finală de Cupa României. După 4 trofee câștigate și după 7 trofee câștigate în întreaga sa carieră în această competiție ca jucător și antrenor, Andone îi lasă locul lui Cosmin Olăroiu, aflat la primul său succes din carieră ca jucător sau ca antrenor în Cupa României Timișoreana. Și acum Mircea Sandu și stafful său se pregătește pentru premierea câștigătorilor Cupei României în 2011, Steaua București. Cu
cum spuneam, Steaua a câștigat pentru prima oară acest trofeu în 1949. Atunci echipa purta un alt nume. Clubul Sportiv Central al Armatei era numele acestei echipe în 1949. La doar 2 ani de la înființare, Steaua a câștigat Cupa României. Erau vremuri în care lucrurile se puteau mișca foarte repede. Galamaz este primul stelist care își ia medalia. Un stelist care a reușit să câștige cupa și cu Dinamo. Da, și să nu uităm, Galamaz și Latovlevici, cei care au luat primul trofeul, au ratat această competiție în finale cu Unirea Urziceni Sportiv Timișoara. Au fost 3 jucători care au ratat acum 3 ani finala Cupei României, pe când erau la Unirea Urziceni și care au fost titulari în această seară la Steaua. Galamaz, Bilașco și Brandan. Maicon va pleca cu o amintire plăcută din România, probabil că nu va mai fi reținut pentru sezonul viitor. A început deja sărbătoarea. Nu sunt campioni steliști în momentul ăsta, dar trofeul pentru ei reprezintă foarte mult după ani negri în care Steaua n-a reușit să câștige niciun trofeu. Iată, vine și momentul lor. Un gest Haios al lui Mircea Sandu la adresa lui Cristi Tănase, care este așteptat și naționala României de Mircea Sandu să revină la forma pe care a avut-o în urmă cu 2 ani. În secolul trecut am văzut ultima oară această imagine cu jucătorii Stelei în preajma Cupei României. Se întâmpla în 1999, lângă Mircea Sandu se afla Ion Iliescu, președintele de atunci al României. Actualul președinte n-a venit aici la Brașov, dar Steaua este pregătită să primească trofeul probabil din mâna lui Mircea Sandu. Lângă spațiul de premiere este și Emery Hienei. Narcis Răducan încheie grupul celor din staful Stele. Nu, iată și pe Cătălin Necula, cel care a figurat ca antrenor la această finală pentru Steaua. Eugen Nae, antrenorul cu portarii. Olăroiu și-a reluat locul în tribună, arătând practic că el nu va fi probabil reținut de istorie ca antrenor în acte, dar el este cel care a condus Steaua la acest trofeu, la câștigarea acestui trofeu. Scandat numărul lui Olăroiu, au strigat și jucătorii Stelei. Este momentul în care Tătărușanu, dacă există vreun jucător potrivit să ridice acest trofeu deasupra capului, acesta este Ciprian Tătărușanu. Jucătorii Stelei așteaptă cu nerăbdare încheierea celor 12 ani în care ei nu au câștigat acest trofeu. Iată, Emery Hienei este cel care îl va mâna pentru antrenor. Când Steaua a câștigat ultima oară această competiție, Cupa României, în secolul trecut, din brațele lui Emery Hienei, steliștii prin Ciprian Tătărușanu primesc Cupa României 2010-2011! Trecut președinte era Emil Constantinescu, dar vremurile sunt atât de îndepărtate că pot fi cumva scuzabile astfel de erori. Ne întoarcem de la politică până la urmă la fotbal. Aici am avut o finală senzațională. La 21 de ani de la ultima finală dintre Steaua și Dinamo, Steaua a câștigat pentru a 21-a oară Cupa României. Vreau să dau trofeul steliștilor mei, spunea Emery Hienei înaintea acestei finale. Iată că s-a întâmplat acest lucru. Olăroiu se va decide probabil în următoarele zile sau poate chiar în această seară, după dedicația de dragoste extraordinară a jucătorilor Stelei, dacă va mai rămâne la Steaua sau va accepta provocarea supremă, echipa națională. În urmă cu 22 de ani, Steaua a câștigat Cupa României aici la Brașov. Atunci Gică Hagi marca golul care decidea acea finală pentru Steaua în fața lui Dinamo. Însă, în această seară,
Pe post de Gică Hagi a fost Nicolae Dică. Hagi l-a admirat pe Dică din tribună cu execuția sa superbă. Să nu uităm însă de Dinamo, care a fost o adversară pe măsura Stelei și care a fost înfrântă în această finală până la urmă doar de un autogol incredibil al lui Bărboianu. Suporterii Stelei din toată țara în acest moment sărbătoresc trofeul. 3.000 dintre ei sunt pe stadionul din Brașov. În aceste momente Cupa României este arătată suporterilor veniți pe stadionul Tineretului din Brașov. Ultima finală de dinaintea acestei întâlniri dintre Steaua și Dinamo fusese câștigată de Dinamo cu 6-4. E bine, acum Steaua conduce cu 6-4 în scorul întâlnirilor directe dintre cele două mari echipe în finala Cupei României. Cu acest succes din finala Cupei României, jucătorii Stelei își salvează și vacanța, vor juca direct în play-off-ul Europa League, în timp ce Dinamo va trebui să pornească din mijlocul lunii iulie cu al doilea tur preliminar din Europa League și ca să ajungă în grupe va trebui să treacă 3 tururi preliminare. A fost o seară magnifică aici la Brașov. Sperăm că v-ați bucurat să urmăriți alături de noi această finală. Sigur, suporterii din Naovi sunt dezamăgiți după această finală, dar așa cum spunea Mircea Lucescu, la Dinamo totuși viitorul sună promițător, pentru că un proiect sănătos a fost început de Ioan Andone și chiar dacă rezultatele pe hârtie ale lui Andone în acest sezon au fost slabe, probabil că el va fi păstrat la conducerea echipei și pentru sezonul viitor. Mihai Mironică și Ion Alexandru vă spun la revedere de la Brașov. Rămâneți alături de ProTV.